Sorin, nu, lasă-mă pe mine, trebuie să prezint eu acest reportaj pentru că este foarte interesant și nu mă pot abține. Este vorba despre un reportaj care ne va vorbi despre cum câteva grame de aur pot deveni o bijuterie extraordinară. Reportajul este semnat de Ana Maria Sandu, imaginea la acest reportaj de Gianni Croitor. Bijuteriile sunt pentru mulți dintre noi obiecte de lux cumpărate cu mari eforturi bănești. Dăruindu-le, ele pot aduce bucurie cuiva drag. Pot fi însă și obiecte de dispută atunci când valoarea lor e dată de semnătura bijutierului. Prețul unui inel sau al unei brățări este raportat nu la gramaj, ci în primul rând la valoarea artistică a bijuteriei. E o structură în general care trebuie să apară dintr-un metal. Dintr-un metal care curge la un moment dat și în final trebuie să fie o structură foarte complexă care să reprezinte ceva, ori o idee, ori pe omul care o creează. Giacomo este poate unul dintre cei mai căutați bijutieri din România. Pentru el, prelucrarea a câtorva grame de aur înseamnă în primul rând un consum din propria sa personalitate. Bijuteriile ieșite din mâinile lui se identifică perfect cu personalitatea celor care și le-au dorit. Ele posedă un fel de hipnoză ce le atribuie mult râvnita etichetă de unicate. Un adevărat bijutier își cunoaște resursele. În mâinile sale, aurul se poate îmblânzi sau poate să rămână amorf. Nu oricine reușește să transforme o bucată de aur într-o inegalabilă bijuterie. Trebuie să fie așa un pic vrăjitor. Astfel, fără să știe, oamenii poartă cu ei puțin din sufletul celor care l-au creat. Cumpărătorul ignorând adevărata bijuterie care în primul rând trebuie să trăiască.